Mă aflu în depoul Pantelimon, de unde zilnic pleacă 7 trenuri dimineața și 7 se întorc acasă, cum s-ar spune, la culcare. Viața subterană este supravegheată 24/24, pentru ca noi, toți cei care călătorim cu metroul, să fim în siguranță. Aici unde ne aflăm mai deci exact? Deci ne aflăm la regulatorul de circulație. Suntem în fața magistralei 5. Operatorul de mișcare monitorizează în permanență circulația trenurilor pe magistrala 5, comunică cu trenurile și urmărește regularitatea timpilor de parcurs. Acest lucru se întâmplă la fiecare magistrală? La fiecare magistrală. Aici avem magistrala 3. Cam cât parcurge, să zicem, cel mai mult un tren într-o zi? Cel mai mult un tren, 533 de kilometri, un tren. Într-o zi întreagă? Într-o zi întreagă. Iar cea mai lungă trasă este de la Dristor 2 la Republica, 29 de kilometri. Trenurile în circulație pe magistralele 1 și 3 parcurg aproximativ 13.000 de kilometri. Pe o magistrală câte trenuri rulează într-o zi? Deci azi pe magistrala 1 avem 17 trenuri în circulație, iar pe magistrala 3 12 trenuri în circulație. La dispeceratul central, telefonul sună neîncetat, iar multe dintre apeluri sunt de la călători care și-au pierdut între șinele trenurilor obiecte dragi. Călători care mulțumesc pentru obiectele pierdute, recuperări din calea de rulare. Uite că tot m-ați întrebat, mi-am adus aminte că în primul an când am venit aici am recuperat niște nasturi de cojoc ale unei domnișoare care erau pierduți undeva în Unirii, în calea de rulare la linia 2. Căutat timp de vreo 3 nopți un inel care avea o valoare sentimentală pentru cineva, dar nu vă gândiți că era nu știu ce bijuterie, dar avea valoare sentimentală. Am recuperat o proteză dentară a unui domn în vârstă la Piața Unirii 2. Aici suntem în dispeceratul electroenergetic, putem vedea substațiile electrice de tracțiune. Ele sunt aflate în fiecare stație de metrou, iar colegii dispeceri electrici pot vedea starea echipamentelor și respectiv executa comenzi în fiecare substație electrică. Care este viteza maximă pe care o poate atinge un tren? Viteza maximă acolo unde îi permite linia este de 80 de km pe oră. Parcurgerea de la un capăt la celălalt al Bucureștiului este mult mai rapidă prin intermediul metroului decât la suprateran.